Bună dimineața, Biserică Speranța, pace și bine ați revenit împreună cu noi și voi, cei ce sunteți aici, dar și voi, cei care intrați online, care în aceste momente alături de noi. Am vrea să ne bucurăm de prezența Domnului împreună astăzi și aș vrea să vă reamintesc că este o zi cu totul și cu totul deosebită. Astăzi sărbătorim și trebuie neapărat să spun asta pentru că am descoperit în ultima vreme că nu toată lumea e convinsă de ce sărbătorim astăzi sau nu există foarte multă claritate cu privire la sărbătoarea zilei de azi. Prin urmare, astăzi sărbătorim intrarea Domnului nostru Iisus Hristos în Ierusalim. Este evenimentul care pregătește săptămâna viitoare cu Vinerea Mare a răstignirii și cu Duminica Învierii. Noi spunem astăzi că sărbătorim, cum spunem noi românii astăzi? Cum? Florile, așa că la mulți ani tuturor florinilor și floricilor care sunt împreună cu noi, Domnul să vă binecuvinteze și pe voi și pe mine, că și eu de fapt sunt un florin aici sub acoperire. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare. Sărbătorim florile, dar înainte să începem să cântăm împreună, aș vrea să ne uităm puțin spre o altă sărbătoare a floriilor. Pentru că ce s-a întâmplat în ziua aceea, când Domnul Iisus Hristos a intrat în Ierusalim, este o imagine a ce se va întâmpla atunci când vom fi cu El în slavă, pentru că în Apocalipsa, capitolul 7, versetul 9, spune așa: cuvântul Domnului: după toate acestea m-am uitat și iată că era o mare mulțime pe care nimeni n-o putea număra, din toate neamurile, semințiile, popoarele și limbile. Cu siguranță erau și români acolo, erau și maghiari, le spunem bun venit și prietenilor noștri maghiari, americani și germani și toate națiunile erau acolo. Și fiți atenți ce spune: stăteau înaintea tronului și înaintea mielului, erau îmbrăcați în robe albe. Ce imagine frumoasă să vă avem pe voi îmbrăcați în alb împreună cu noi în această dimineață. Erau îmbrăcați în robe albe și aveau ramuri de palmier în mâini, întocmai ca la sărbătoarea floriilor. Ei strigau cu glas tare zicând: mântuirea este a Dumnezeului nostru care stă pe tron și a mielului. Glorie Lui! Haide, biserică, haideți să cântăm împreună. Domnul nostru vine curând. Va lua să fim cu El pentru totdeauna, din toată inima. Da, chiar în curând vom vedea toți pe Regele. Chiar în curând vom vedea toți pe Regele. Da, chiar în curând vom vedea toți pe Regele. Aleluia, aleluia, pe Rege îl vom vedea. La fin nu vor fi, când vom vedea toți pe Regele. La fin
un loc ce-i pregătit în cer. Am un loc ce-i pregătit Domnul meu. Am un loc ce-i pregătit de El. Orice zi atunci va fi, orice zi plină de bucurii. Am un loc ce-i pregătit chiar de Domnul. Acasă, în curând eu voi pleca, că acolo mă așteaptă Domnul, sus în cer când voi pleca. Am venit mai sus de noi în țara gloriei. Am venit mai sus de noi în țara gloriei. Am venit mai sus de noi în țara gloriei. Să-L aplaudăm din toată inima pe Domnul Iisus Hristos. În timp ce cântam cântarea aceasta, n-am putut să nu mă gândesc că e adevărat, e adevărat, e adevărat. Vom pleca în glorie, mai devreme sau mai târziu, vom fi cu El pentru totdeauna. Sărbătoarea aceasta vorbește despre un drum, despre o cale pe care Hristos îl parcurge smerit, călare pe un măgăruș. Ei vedeau un rege ce se îndreaptă spre palat. În realitate, acolo era Prințul Cerului care mergea înspre cruce. Viața aceasta este impredictibilă de multe ori, dar Hristos fie lăudat, nu suntem singuri pe drumul acesta și arma noastră cea mai de preț este rugăciunea. Haideți să cântăm împreună. Să-ți fie credința.
Să te rogi acum. Roagă-te să-ți ajute Dumnezeu, să ne ajute Dumnezeu să urcăm drumul acesta, să-l parcurgem până la sfârșit, oricând va fi acesta. Roagă-te, adu-i cerile tale înaintea Lui, rugăciunea ta. El te ascultă. Prinde credința în noi și bucuria de a rosti cuvinte către Tata, către Dumnezeul și Împăratul Universului întreg. Ajută-ne să ne amintim cine ești cu adevărat și să-ți aducem rugăciunile noastre în fiecare zi, crescând astfel pe drumul acesta al slavei împreună cu tine. Pășim împreună cu Hristos mai departe. Primește-ne închinarea, te rugăm. Amin. Tu
Care mulțimea a strigat Osana și nu a avut nicio problemă ca apoi să strige răstignește-l este pentru că priveau înspre Hristos și proiectau propria lor nevoie și așteptare asupra Lui. Priveau înspre Hristos și vedeau un rege limitat care le va rezolva problema de moment. Și de multe ori, dacă e să fim sinceri, ăștia suntem noi. Domnul să ne păzească de asta. Mă rog, dacă suntem astăzi împreună ca Biserica lui Hristos aici,
să pune Dumnezeu gândurile sale în mintea noastră, să-L vedem pe El așa cum este El, Iisus Hristos, Domnul nostru, acela care într-adevăr și-a întins brațele și a murit pe cruce, este cu adevărat Iahve. Eu sunt Cel ce sunt. Nu poate să fie asemănat cu nimeni. El este unic, El este măreț și glorios, înălțat în slavă și merită toată închinarea noastră. Prin urmare, haideți să învățăm o cântare nouă în dimineața asta, dar să ne închinăm înaintea Domnului și să-L rugăm: Doamne, nu lăsa să stingă focul din inima mea, ci aprinde-L prin cunoaștere de Hristos, prin a-L cunoaște pe El și puterea. Suflare este în mine, Tu nu mă vei părăsi. Ce promisiune cerul în noi e, prezența Ta
Iisus Hristos înălțat în inimile noastre și în mijlocul bisericii sale, să fie toată slava, toată cinstea, onoarea și puterea în veci de veci. Amin. Amin. Ne bucurăm să fim împreună în această zi de sărbătoare. Bine ați venit la BBSO. Vă spun un bun venit celor care sunteți prezenți împreună cu noi la programul al doilea și de asemenea aș vrea să-i salut în aceste momente pe toți prietenii noștri care ne urmăresc online. Bine ați venit alături de noi. Ne bucurăm să fim împreună în aceste momente și dacă ne vizitezi astăzi, poate pentru prima dată, sau poate că ești în trecere prin Oradea, sau poate că vii așa din când în când, poți să te ridici în picioare să spunem un bun venit special astăzi aici la Biserica Speranța. Aici cineva în vizită astăzi, bine ați venit aici, bine ați venit în partea stângă. Bine ați venit, ne bucurăm așa de mult să vă avem astăzi aici musafir special la BBSO. Domnul Iisus să vă binecuvinteze și aș vrea să vă încurajez pe toți cei care sunteți aici. N-am vrea să fie o întâlnire din aceasta distantă, suntem distanțați social, dar n-am vrea să fim distanți unii față de ceilalți, de aceea avem cardul de bun venit și dacă ai motive de rugăciune, dacă pur și simplu vrei să afli mai multe informații despre biserică sau dacă vrei să te apropii mai mult de Domnul, completează cardul de bun venit și la ieșire lasă-l în cutiile de pe hol special puse acolo pentru asta. Noi o să ne rugăm pentru tine, am vrea să ne cunoaștem mai bine și de aceea vă încurajăm să faceți lucrul acesta. Astăzi este o zi de sărbătoare la BBSO și pentru că astăzi avem un botez, începem de fapt, mai bine zis, astăzi un botez și îl continuăm în următoarele duminici și astăzi la programul 2 avem trei persoane care sunt pregătite să îl mărturisească pe Domnul și în apa botezului. Este vorba despre Diana, Alexandra și Adalia. Haideți să le încurajăm și să le spunem un bun venit special astăzi. Ne bucurăm pentru voi. Când am început Biserica Speranța în urmă cu 12 ani, Adalia avea un anișor. Adalia este fiica prietenului meu bun, Vlad Mihus, și este o zi de mare sărbătoare astăzi în familia lor și în familiile tuturor celor care astăzi sunteți aici și îl mărturisiți pe Domnul în apa botezului și ne bucurăm pentru astfel de momente, momente frumoase pe care Dumnezeu ni le oferă și ne rugăm ca Domnul să adauge la numărul celor mântuiți. Amin? Mai am încă un anunț special de făcut. Așa cum bine știți, în această perioadă continuăm lucrările de construcție aici la campusul BBSO și e așa de entuziasmant să vedem cum cum locuri din clădirea aceasta încep să capete viață, cum sunt grupele de copii. Sperăm ca pe duminica viitoare să avem câteva grupe de copii amenajate și toți copiii să spună amin, da. Abia așteptăm să putem să finalizăm câteva grupe de copii, dar în această perioadă ne dorim să finalizăm nu doar grupele de copii, dar și parcarea. Și unii veți zice, Cristi, dar dintre toate prioritățile pe care le aveți, de ce parcarea? Pentru că, momentan, parcarea BBSO arată asemănător cu ceea ce vedeți în poza asta în zilele bune, când nu plouă și nu se înmoaie asfaltul pe care momentan îl avem în curtea bisericii. Dar vei zice, de ce ne grăbim să amenajăm parcarea? Am cel puțin trei motive pe care aș vrea să vi le spun. În primul rând, pentru că atunci când vin doamnele duminica dimineața la BBSO și când intră în parcare, mi-au spus prietenii mei din parcare că multe, când intră în parcare, fac semnul ăsta.
Și am zis, dar ce înseamnă asta? Înseamnă că sunt cu tocuri și te rog să mă parchez undeva mai aproape de clădire. Și într-o duminică am vrut să parchez și eu mai aproape și mi-au spus, nu, aia e pentru parcarea cu tocuri, n-ai voie acolo. Dar un al doilea motiv, și dincolo de asta sunt și mulți sunteți cu copii mici, cu cărucioare și nu-i neapărat ușor să te plimbi, mai ales când plouă și noroi și vai șamar să te plimbi prin curte cu căruciorul și așa mai departe. În al doilea rând, pentru că în fiecare săptămână duci mult nisip de la campusul BBSO și în mașină și acasă, ți-ai făcut curat de sărbători și ai venit la biserică și duci nisipul cu tine acasă. În fiecare săptămână cumpărăm nisip și în lunea nu mai avem nimic. Unde i-au dispărut prin mașinile voastre? Și am vrea să vă scutim de asta, să nu mai vă punem să faceți curat degeaba în mașină și acasă, așa că vrem să asfaltăm parcarea și, nu în ultimul rând, vrem să amenajăm aici sala bisericii, să punem scaunele, să punem ocheta, dar nu putem să le punem până când nu amenajăm parcarea pentru că le facem praf și la propriu și la figurat, așa că în perioada care urmează vrem să amenajăm parcarea și în sensul acesta așa arată acum, dar așa ne dorim să arate, da? Așa ne dorim să arate parcarea de la campusul BBSO, să putem să spunem și noi ca și psalmistul când intrăm aici, cât de frumoase sunt curțile casei Domnului. Și de aceea avem câteva oferte pentru amenajarea parcării și nu sunt foarte ieftine, de fapt sunt destul de scumpe, i-aș și spune cât costă, dar sincer mi-e rușine, că sunt undeva pe la 150.000 de euro aproximativ. Și dacă, nu știu, careva dintre voi aveți pe acasă o firmă din asta de asfaltat drumuri sau parcări sau așa și vreți să o faceți și vreți să ne ajutați să o facem pe gratis, Domnul să vă ajute la aceasta și la sfârșit vă rugăm să luați legătura cu noi și să ne ziceți, uite, pot și eu să vin să vă ajut. Dar, dacă asta nu se întâmplă, va trebui să strângem banii necesari ca să asfaltăm parcarea și să facem curtea aceasta mult mai frumoasă. Și tocmai de aceea, duminica viitoare, avem o colectă specială pentru asta și ne dorim să strângem o bună parte din banii necesari ca să putem să facem lucrarea aceasta în luna mai, așa că haideți să fim generoși săptămâna viitoare, să dăruim Domnului din ceea ce El ne-a dat și să putem să ducem mai departe lucrările de construcție la campusul BBSO. Acum haideți să continuăm închinarea noastră și în momentele care urmează ne închinăm Domnului și cu resursele noastre. Și dacă ești împreună cu noi pentru prima dată, să nu te simți obligat să faci nimic sau să zici că măi, uite aici, e numai despre bani vorba sau ceva de genul acesta. Nu-i vorba despre asta, dar sunt pentru noi o unealtă necesară ca să continuăm ceea ce am început aici. Și dacă ne urmărești online, poți să intri pe site-ul nostru și foarte simplu să dăruiești, inclusiv online, durează câteva secunde. Și vă mulțumim că sunteți generoși, vă mulțumim că sunteți alături de noi, vă mulțumim că ne-ați ajutat să ajungem până aici. Că ce ne-am fi făcut acum în pandemie dacă n-am fi avut clădirea aceasta? Domnul să vă răsplătească și să vă binecuvinteze pentru ceea ce ați făcut și pentru ceea ce vom face în continuare. Acum haideți să continuăm să ne închinăm cu toată inima. Căci viața-mi primit, o, Doamne, îți mulțumesc.
mulțumesc, fiindcă m-ai purtat, mereu m-ai ajutat. Și prin încercări și provocări, nici când nu m-ai lăsat. Mereu ești lângă mine, când mă rog, tu ești prezent. Și din primul ceas, prieten, mi-ai rămas, de aceea îți mulțumesc. Ce va veni, fiindcă în orice zi și în orice ceas cu mine tu vei fi. Nu voi uita vreodată cum viața întreagă mi-ai transformat. Cu Duhul tău mi-ai dat, totul s-a schimbat. De aceea îți mulțumesc.
Sărbătorim astăzi intrarea Domnului Iisus în Ierusalim și cred că nu v-am salutat pe cei care astăzi purtați nume de flori. Domnul Iisus să vă binecuvinteze pe toți cei care aveți nume de flori, oricum v-ar chema și ne bucurăm să putem să sărbătorim astăzi împreună cu voi. Sărbătoarea aceasta a intrării Domnului Iisus în Ierusalim e o sărbătoare frumoasă, așa oarecum emană un oarecare entuziasm, poate chiar puțin triumfalism, am putea spune, și totuși parcă ceva se blochează undeva în mijlocul sărbătorii, parcă entuziasmul și bucuria și sentimentul acesta de triumfalism parcă nu merg până la capăt și te întreb oare de ce. Deschideți la Evanghelia după Ioan, la capitolul 12. Suntem astăzi în Evanghelia după Ioan, capitolul 12. Și o să ne uităm la sărbătoarea aceasta intrării lui Iisus în Ierusalim, așa cum ne-o prezintă Ioan aici. Însă, când citești despre această atmosferă de bucurie, de sărbătoare, dacă ar fi să echivalăm cu ceea ce se întâmplă în zilele noastre, aproape că am putea spune că oamenii s-au dus într-o mulțime destul de mare, au participat la această sărbătoare, dar scopul participărilor a fost oarecum să-și facă un selfie cu Iisus. Că dă bine și pe Insta, și la story-uri, și peste tot să ai o poză faină, reușită, cu Iisus, mai ales dacă e selfie, dar și așa, dacă reușești să prinzi un cadru fain, când ai o sărbătoare așa de faină, e fain oarecum să te bagi în seamă și să fii și tu prezent acolo. De aceea am pus titlul mesajului din dimineața aceasta, un selfie cu Iisus, pentru că uitați-vă ce se întâmplă în Ioan 12, de la 12 la 13, spune că în ziua următoare, mulțimea cea mare care venise la sărbătoare, auzind că Iisus vine la Ierusalim, a luat ramuri de palmieri și a ieșit în întâmpinare. Ei strigau: Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, împăratul lui Israel. După toate criteriile de evaluare, sărbătoarea aceasta era o sărbătoare foarte tare, era foarte faină și dacă ar fi să îi dăm notă la sărbătoarea aceasta sau dacă ar fi să o măsurăm, ar lua o notă sau un calificativ destul de bun. Pentru că, repet, criteriile după care evaluăm atunci și acum de altfel sunt cam aceleași. Era un număr mare de oameni, impresionant numărul de oameni care erau prezenți la această sărbătoare. Făcea niște vizualizări incredibile. Am putea spune că intrarea lui Iisus în Ierusalim s-a viralizat atât de tare că numai învierea lui Lazar s-a viralizat mai tare decât intrarea lui Iisus în Ierusalim. De asemenea, un alt criteriu de evaluare era doar numărul de vizualizări, dar intensitatea programului. Oamenii erau acolo, strigau Osana, cântau, era așa o bucurie, un entuziasm, sentimentele erau așa date și emoțiile erau date la maxim și era imposibil, de piatră trebuia să fii acolo și să nu te bucuri, că așa de mare era bucuria. La un moment dat, farisei au mers și au spus: ceartă-ți ucenicii, i-au zis lui Iisus și Iisus le-a zis: dacă vor tăcea ei, cine vor striga? Pietrele vor striga. Era maxim tot ce se întâmpla acolo, era așa de fain, am putea spune. Și sunt sigur, când oamenii scriau la comenturi și lăsau așa comenturi pe YouTube, la sărbătoarea aceasta erau comentarii faine. E, ce fain, ce bine, ce tare cu ramurile de finic și tot ceea ce se întâmplă și așa mai departe. Și de unde știm că era o sărbătoare foarte faină? Că și la hateri le-au plăcut. Acum, când la haterii tăi le place ceea ce faci, ce mai pot să spui? Dar cine erau haterii lui Iisus? Fariseii, spune Biblia, că îl urau pe Iisus, că ei au și rezolvat Vinerea Mare de altfel. Și uitați-vă ce au spus ei când au văzut programul ăsta foarte tare de
biserică și când au văzut câți oameni își fac selfie cu Iisus, au zis, ok, n-avem nicio șansă să ne punem planul în mișcare. Farisei au zis deci între ei, vedeți că nu câștigați nimic. Iată că lumea se duce după el, se uitau cu invidie. Voi vedeți că la noi nu se mai uită nimeni, dar uitați-vă cât se uită la ăștia. Voi vedeți că, uitați-vă programul ăsta, ce tare, de unde au venit toți oamenii ăștia? Că nici nu au spus cine știe ce, nici nu au făcut cine știe ce. Și totuși, criteriile astea de evaluare a programelor și a sărbătorilor, Iisus oarecum le cântărește altfel, am putea spune. Iisus când se uită la sărbătoare, o privește un pic dintr-un alt unghi și dintr-o altă perspectivă. Pentru că învățăm doar două lecții importante în dimineața aceasta. Prima dintre ele, Iisus nu dorește o credință ocazională, ci o credință reală. Amin. Iisus nu dorește o credință ocazională. Dar ce e aia, Cristi, credință ocazională? Este credința aceasta cu emoții ridicate la maxim, am putea spune. Este o credință unde dai tare doar entuziasmul și cei care mă cunoașteți, știți că nu dăm la o parte emoțiile și nu zic că trebuie să venim la biserică sau să-L urmăm pe Iisus fără emoții sau fără sentimente sau fără să ne bucurăm sau fără să plângem sau fără să ne manifestăm bucuria sau întristarea sau emoțiile pe care le simțim. Nu despre asta este vorba, dar când avem o credință care se bazează doar pe emoții și doar pe entuziasm, nu prea ține mult. Pentru că uitați-vă încă o dată, spune că în versetul care l-am citit anterior, în ziua următoare mulțimea cea mare care venise la sărbătoare, auzind că Iisus era la Ierusalim, ei strigau, Osana, binecuvântat este cel ce vine. Observați că totul era bucurie și totul era entuziasm și era foarte bine, dar nu era foarte bine. Cum era foarte bine, dar nu era foarte bine? Păi era bine că oamenii se bucurau, dar nu era bine pentru că entuziasmul lor nu era ancorat în nimic. Și entuziasmul de moment nu rezolvă niciodată problemele adânci ale inimii. Cu alte cuvinte, era o credință care era condiționată doar de sentimente. Și unii dintre cei care sunteți prezenți aici sau poate ne urmăriți online în aceste momente, trebuie să fim atenți la aspectul acesta. O credință ocazională poate fi o credință doar a sărbătorii, a sentimentelor. Ai venit și când se termină sărbătoarea, s-a terminat și credința. Când se termină bucuria, s-a terminat și credința. Când se termină entuziasmul, se termină și credința. Este doar o credință ancorată în emoții. Și dacă ești doar un tip din ăsta emotiv și plângi repede și sau o persoană emotivă și sentimentele îți conduc viața, trebuie să ai grijă la acest aspect, pentru că la intrarea lui Iisus în Ierusalim, mulți au avut doar o astfel de credință. Sau poate fi o credință dictată de circumstanțe. Credința aceasta ocazională poate fi dictată doar de circumstanțe. Ce vreau să spun? Oamenii care erau prezenți acolo la sărbătoare au mers acolo datorită circumstanțelor pe care le aveau. Și circumstanțele erau foarte tari. Hai să vedeți. Spune că astfel mulțimea care fusese cu el, când îl chemase pe Lazar din mormânt și îl înviase dintre cei morți, mărturisea în continuare. Iisus a făcut înainte de evenimentul acesta un eveniment care a ajuns și mai viral, învierea lui Lazar. Și oamenii care au asistat la învierea lui Lazar au zis, deci după așa program de biserică cu învierea lui Lazar și după așa predică, nu putem să mergem acasă. Și s-au dus în continuare cu Iisus și vestea aceasta s-a răspândit foarte repede. Și probabil că și Lazar era prezent acolo în mulțime și oamenii erau cu toții, wow, ce tare! Și au zis, într-o astfel de ocazie, cu o astfel de ocazie, se merită să-L urmez pe Iisus. Că dacă acest Iisus pe care îl urmez, când am nevoie, chiar poate să învie pe cineva din morți, apoi frate, dă-i să meargă cu Iisus. Dacă acest Iisus poate să vindece de fiecare dată,
Îl urmăm pe Iisus. Dacă acest Iisus mai și înmulțește pâinea când n-am chef să mă duc să cumpăr pâine, se merită să mergi cu Iisus. Dacă acest Iisus face așa multe chestii foarte tari și nu am nevoie de barcă ca să pot să umblu pe mare, pentru că pot să umblu efectiv, se merită să-L urmez pe Iisus. Și oamenii aveau în ei această credință ocazională, circumstanțială, conjuncturală, care era dictată de învierea lui Lazar, mulțimile l-au întâmpinat pentru că auziseră că făcuseră acest semn. Dar dacă nu l-ar fi făcut, l-ar mai fi întâmpinat așa? Dar dacă nu l-ar fi înviat pe Lazar, s-ar mai fi manifestat în felul acesta? Și vedeți, nu doar pentru ei, că nu vreau să-i judec prea tare pe oamenii ăștia, că de atâtea ori ușor să fim oarecum asemănători cu ei. Pentru că nu doar noi, dar dragilor, inclusiv ucenicii, ucenicii, frate, când au văzut mulțimile, s-au băgat în seamă acolo care mai de care, și eu sunt ucenicul lui, știi? Și eu sunt cu Iisus, îi facem selfie, facem. Dar câteva zile mai târziu, când Iisus a fost arestat, știți ce au făcut inclusiv ucenicii? Știți ce au făcut? Au intrat pe Insta, au intrat pe Facebook și și-au șters toate postările cu Iisus. Și spune Biblia că au fugit, s-au ascuns. Pentru că, dintr-o dată, credința circumstanțială sau credința ocazională nu mai funcționa. Ocazia era alta. Nu l-a mai înviat pe Lazar, ci acum era arestat. Ok, nu-l cunosc. Ai avut o postare, măi, Petru. N-ai văzut bine, ai fost altcineva pe cont. Dar cum poți să spui asta? Că observați că e ușor și pentru ucenici, este ușor să aibă o astfel de credință ocazională, când viața e bună, când ne înțelegem în familie, când copiii sunt bine, când e fără spital, când suntem fără amenințarea, nu știu care, boli, când suntem fără accidente, când viața asta e așa de la vita e bella, când totul e frumos, e așa, nu știu, e fain să-L urmezi pe Iisus când totul e frumos. Dar când totul se prăbușește, parcă e atât de greu. Și atunci ai vrea să zici, nu-l cunosc, nu știu cine este. Și este această credință circumstanțială sau o credință dictată doar de tradiții, pentru că, repet, pot să fiu iarăși așa mai drăguț cu voi în ceea ce spun și să vă zic în dimineața aceasta că uite ce fain e că suntem într-un număr așa de frumos. Dar adevărul este că în această perioadă anului, indiferent de biserică, indiferent de denominația religioasă, la biserică se merge mai mult ca și de obicei, pentru că este o credință dictată de tradiție, așa e tradiția, să te duci acum, mai ales că n-am fost anul acesta, facem un efort și mergem și ne bucurăm că ați venit și pentru cei care veniți doar la Paști și la Crăciun, acum e rândul vostru să veniți. Dar noi suntem tot anul aici, să știți asta, deci mai așteptăm și în celelalte. Deci duminică sigur o să mai veniți, dar și după aia în duminica Tomii și așa mai departe, tot pe aici o fi prin zonă. Dar e ușor să ai și credința aceasta dictată doar de tradițiile care sunt. Că acum e postul mare, acum trebuie să ne spovedim, acum trebuie să mergem și să ne îmbrăcăm frumos, acum e înviere, acum sunt florile și așa mai departe. Sau să ai această credință ocazională. Dar Iisus nu dorește o credință ocazională, El dorește și așteaptă de la noi o credință reală. O credință care trece dincolo de circumstanțe. Vedeți, astăzi începem un botez aici. Una dintre persoanele care îl va mărturisi pe Domnul în apa botezului este Alexandra. Și în urmă cu 2 săptămâni, circumstanțele prin care ea a trecut și familia ei a trecut au fost deosebit de grele, fiindcă fix în urmă cu 2 săptămâni era un alt fel de sărbătoare, sărbătoare în care Alexandra îl conducea pe ultimul drum, pe cel care a fost soț și tatăl copilului ei, pe Mircea. De la o banală răceală,
care s-a transformat în pneumonie și apoi pneumonie cu COVID. Mircea a ajuns în spital și astăzi amândoi ar fi trebuit să fie prezenți aici, ar fi trebuit să îl mărturisească pe Domnul în apa botezului, dar lucrurile au luat o întorsătură pe care niciunul dintre noi nu ne-am dorit-o. În urmă cu 2 ani au fost aici la biserică și și-au adus copilașul la binecuvântare și veneau împreună cu noi. Domnul i-a vorbit lui Mircea, inclusiv acolo pe patul de spital, și acum ar fi dorit și el să facă pasul acesta și ne-am rugat pentru el, ne-am rugat pentru vindecarea lui, ne-am rugat să-l ajute Domnul să treacă cu bine de boala aceasta și totuși, Dumnezeu a avut un alt plan. De ce? Nu știm răspunsul la această întrebare. Dar ce vreau să spun este următorul lucru. Într-o astfel de ocazie sau în astfel de circumstanțe, poate că ar fi fost ușor pentru soția lui Mircea, pentru Alexandra, să spună: m-am rugat ca Domnul să-l vindece, dar nu l-a vindecat. Poate că Dumnezeu nici nu există. Dacă există, de ce nu a răspuns rugăciunilor? Într-o astfel de ocazie ar fi ușor să îi dai cu piciorul lui Iisus și Biblie și credințe și să spui: dacă totuși Dumnezeu există, dar m-a lăsat să trec prin această tragedie, prin această încercare atât de grea, poate că nu este bun, poate că lui Dumnezeu nu-i pasă și sunt atât de multe gânduri negre care pot să îți vină în minte într-o astfel de ocazie. Dar săptămâna aceasta am urmărit mărturia Alexandrei și mai târziu veți avea ocazia să o ascultați. Și am fost impresionat de faptul că și în aceste circumstanțe grele, Dumnezeu îi dă puterea Alexandrei să meargă mai departe și să îl urmeze pe Domnul, cum spune ea, fără regrete. Domnul Iisus să te binecuvinteze și să te ajute să păstrezi această credință pentru tot restul vieții tale. Haideți să o încurajăm! Pentru că, dragilor, Hristos nu așteaptă de la noi doar această credință ocazională, ci așteaptă o credință reală. Și vreau să spun ție întrebarea aceasta, înainte să mergem mai departe: tu ce fel de credință ai? Credința ta te duce doar până la sărbători? Credința ta te duce doar până la tragedii? Credința ta te duce doar până în circumstanțele grele și acolo se oprește? Până unde te duce credința pe care tu o ai? Și te întreb, cât este de reală, cât este de reală relația ta cu Dumnezeu? Și ziua aceasta de florii este o zi și o zi a cercetării. Hristos a intrat în Ierusalim, a intrat în templu, a curățat templu, i-a cercetat pe oamenii de acolo, ba s-a și ciocnit cu ei. Săptămâna aceasta citeam un articol despre cineva care a scris pe tema aceasta a intrării lui Iisus în templu și a făcut și o mică predică și a numit-o Venita ziua ciocnirii. Ziua în care Hristos s-a ciocnit cu ceilalți oameni care erau acolo și cu credința lor prefăcută, cu credința lor ocazională, s-a ciocnit cu tradițiile acestor oameni, s-a ciocnit cu practicile acestor oameni și oamenii s-au supărat pe moment, sigur că da, dar nu te supăra atunci când poate Hristosul autentic, Hristosul real, vine și se ciocnește cu păcatele din viața ta și cu credința poate superficială. Și nu arăt cu degetul spre nimeni, pentru că fiecare dintre noi suntem predispuși la credință ocazională. Fiecare dintre noi suntem predispuși la credința aceasta superficială, care ne duce doar până la prima ceartă, ne duce doar până la primul lucru nasol care se întâmplă în viața noastră, dar Hristos este mai mare de atât, Hristos este mai puternic de atât. Și cel care a scris predica aceasta cu Venita ziua ciocnirii spune la un moment dat, așa un mic citat: Iisus, spune, care urcă la templu, este transfiguratorul de pe munte împotriva scribilor uscați între suluri. Este Mesia noi împărății împotriva uzurpatorului domniei păcătoșită în învoieli vinovat și putrezită în josnicii. Este Evanghelia împotriva torei, este viitorul împotriva trecutului, este focul iubirii împotriva scaunului slovei. Acesta este Hristos. Și Hristosul acesta te cheamă la o credință reală, te cheamă la această credință autentică, amin. Dar dincolo de aceasta, în colecție care o învățăm astăzi, este că Iisus nu caută triumfalism ieftin, ci transformare autentică.
Când citiți în unele Biblii despre intrarea lui Iisus în Ierusalim, subtitlurile acestea care au fost adăugate ulterior și care împarte textul biblic, sunt anumite versiuni ale Bibliei unde nu spune că este intrarea lui Iisus în Ierusalim, ci este intrarea triumfătoare a lui Iisus în Ierusalim. Într-un fel a existat mult triumfalism în acea zi. Deci din exterior, repet, view-urile erau acolo, like-urile erau acolo, viralizarea era prezentă la ea acasă. Deci zici că avea toate elementele unui program reușit din exterior. Și totuși parcă Iisus nu gusta așa de mult din tot tacâmul acesta de vizualizări și like-uri și așa mai departe. Și era mulțimea care făcea toate lucrurile acestea, dar am fost surprins că am predicat acum de ani de zile, tot predic de flori și textul e același, nu se schimbă și predicile oarecum sunt asemănătoare, nu? Dar parcă de fiecare dată descoperi așa ceva nou în întâmplările acestea. Și anul acesta am citit de aici din Ioan și vă spicuiesc așa câteva versete din Ioan 12, spune: ucenicii lui n-au înțeles aceste lucruri de la început, dar după ce a fost proslăvit, Iisus și-a adus aminte că aceste lucruri erau scrise despre el. Și apoi în versetul 20, niște greci dintre cei ce se suiseră să se închine la praznic, erau și niște greci printre cei care se duseseră la sărbătoare ca să se închine, aceștia s-au apropiat de Filip. Cine erau grecii aceștia? Erau oameni temători de Dumnezeu. Și temător de Dumnezeu era o grupare de oameni. Mai întâlnim în Biblie, o întâlnim în fapte pe Lidia, care spune că era o femeie temătoare de Dumnezeu. Făcea parte din această grupare a oamenilor temători de Dumnezeu, cum era sutașul Corneliu, de fapt. Și nu doar el, și alții. Dar nu doar era un titlu, nu era doar că oamenii ăștia se temeau de Dumnezeu, ci era un titlu care le era acordat acestor oameni, acestei grupări, acestor greci. La un moment dat, când Pavel îi salută pe cei din Antiohia Pisidiei, spune: fraților, fii ai neamului lui Avram și cei ce vă temeți de Dumnezeu. Era gruparea aceasta a oamenilor temători de Dumnezeu. Aceștia erau grecii. Și grecii au venit la Ierusalim să se închine, împreună cu ceilalți de altfel. Și acum, oamenii aceștia parcă aveau ceva diferit față de mulțimea care era prezentă acolo. Grecii aceștia care s-au suit și ei împreună cu ceilalți, când se termină parada, când se termină programul, când se termină sărbătoarea, oamenii aceștia, când se spune amin, nu pleacă acasă, ci cumva își fac loc prin mulțime, își dau coate, își creează ei loc printre ceilalți și spune că s-au dus și s-au apropiat de Filip. Oare de ce de Filip? Și grecii ăștia, Filip era nume grecesc și-o fi zis: mă, ăsta e de-a nost și dacă mergem la el o să ne înțeleagă mai bine, poate ne pune o pilă bună la Iisus. Grecii ăștia au văzut că multă lume și-a făcut selfie cu Iisus. Grecii aceștia au văzut că multă lume l-au aplaudat pe Iisus. Au fost probabil și impresionați de programul de sărbătoare și au văzut tot triumfalismul. Că Iisus învie cei de neînviat, că Iisus vindecă cei de nevindecat, că Iisus repară cei de nereparat. Și totuși pe ei triumfalismul acesta i-a lăsat un pic rece, mai rece decât pe ceilalți. De ce? Pentru că ei au simțit că ceva lipsește și grecii aceștia au zis: măi, se termină programul de biserică, dar noi pur și simplu nu avem chef să mergem acasă. Și s-au dus la Filip și au spus, care era din Betsaida Galilei, și l-au rugat zicând: Domnule, dorim să-L vedem pe Iisus. Lucrul acesta se întâmplă la intrarea lui Iisus în Ierusalim, dar s-a terminat programul. Noi dorim să-L vedem pe Iisus. Dar s-a spus amin. Noi dorim să-L vedem pe Iisus. Dar Iisus a avut o zi lungă. Domnule, noi dorim să-L vedem pe Iisus. Dar cam atât a fost tot. Domnule Filip, nu înțelegi că noi dorim să-L vedem pe Iisus? Dar și-a făcut, mulți oameni și-au făcut selfie cu El. Uitați-vă la postările celorlalți. Tu chiar nu înțelegi că noi dorim să-L vedem pe Iisus?
De ce cred că Filip a fost luat prin surprindere de cererea acestor oameni? Pentru că era mulțimea și era spiritul acesta de turmă adunat acolo. Că era sărbătoare și toți au mers și au zis și au strigat și au scandat și ziceai că e trezire spirituală. Mi-aduc aminte când a căzut comunismul în România. Acele zile, acum vorbesc pentru generația care v-ați născut după, care e o cantitate însemnată de oameni aici, și vă povestesc așa, amintiri din copilărie. Mai îmbătrânesc și eu acum și pot să încep să vă spun povestiri faine de pe vremea mea. Vă spun asta de pe vremea mea. Deci era în zile când Ceaușescu ținea meeting-ul ăla în București și deja era revoltă mare împotriva lui și s-a răspândit, s-a viralizat revolta împotriva lui în toată țara, a ajuns și la Oradea și mi-aduc aminte, aveam vreo 10 ani pe vremea respectivă și centrul, Piața Unirii era plină ochi de oameni care s-au dus acolo și au strigat Dumnezeu este cu noi și au îngenunchiat și au spus rugăciunea Tatăl nostru, eram copil, nu înțelegeam tot ce se întâmpla, dar aveam impresia, frate, că e trezire spirituală în România. Și cam așa au fost și aici. Și grecii au zis, noi am fost un pic impresionați, dar noi vrem să-L vedem pe Iisus. Și atunci Filip a zis, voi chiar nu vă mulțumiți cu cât a fost. Nu, și voi pe bune ați venit, nu doar că să vă faceți selfie, ci chiar vreți să-L vedeți pe Iisus, da. Ăștia erau ca și ăia care se duc la sală, nu ca să-și facă poze, să le pună pe Instagram, ci chiar să duc acolo să facă mișcare. Ciudat că mai există și oameni de ăștia. Sau ca și ăia care nu fac mâncare doar ca să o posteze pe internet, ci pe bune, o fac ca să o mănânce. Să poată mânca după aceea. Și Filip oarecum așa se uită la el și spune, deci voi chiar pe bune ați venit la biserică astăzi, da. Și a fost așa de surprins încât s-a dus, în loc să meargă la Iisus, se duce la Andrei și spune că s-a dus și i-a spus lui Andrei. Apoi Andrei și Filip s-au dus și i-au spus lui Iisus. Dragilor, nu știu care este motivul pentru care ați venit astăzi la BBSO, dar ne bucurăm că sunteți aici în dimineața aceasta. Dar dincolo de tot ceea ce vedeți aici, dincolo de program, dincolo de cântări, dincolo de predică, dincolo de pereți și de lumini și de campus și de botez, mă rog în dimineața aceasta fiecare dintre voi să-L vedeți pe Iisus. Să vă ajute Domnul să-L vedeți pe El în toată frumusețea Lui. Să-L vedeți în toată splendoarea Lui, să-L vedeți pe Hristos, ca să-L vezi însă pe Hristos, trebuie să faci ce au făcut grecii aceștia, trebuie să ieși din mulțime, ca să-L vezi pe Iisus, e important să nu rămâi acolo cu mulțimea și să zici, m-am dus, mi-am făcut treaba la fel ca și ceilalți, ci pur și simplu e important să ieși afară din mulțime, pentru că Iisus, în contextul acesta, Filip și Andrei se duc și spun, Iisuse, știu că ți-ai terminat predica, știu că s-a terminat sărbătoarea, știu că ești obosit, știu că a fost o zi lungă, dar uite, sunt grecii aceștia aici. Și nu știu, nu, am insistat, am încercat să-i trimitem acum, să le zicem să vină săptămâna viitoare, dar căpoși grecii ăștia, nu vor să plece, nu, așa-s grecii. Și Doamne Iisuse, uite, ce să facem cu ei? Și în contextul acesta, Iisus rostește cele mai faine cuvinte care eu cred că le-a rostit în acea zi. Cuvintele care atunci cred că ucenicii nu le-au înțeles. Cuvinte pe care grecii nu cred că le-au înțeles atunci pe moment. Dar uitați-vă ce cuvinte rostește Hristos. Drept răspuns, Iisus le-a zis, a sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului. Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce multă roadă. Cine își iubește viața, o va pierde. Și cine își urăște viața în lumea aceasta, o va păstra pentru viață veșnică. Mulțimea s-a dus acasă în sărbătoarea aceasta a triumfalismului. Hristos se uită înspre greci și predica asta a doua a lui Iisus. Predica asta care trece dincolo de Osana, ceilalți s-au dus doar cu Osana, dar grecii s-au dus acasă cu aceste cuvinte profunde pe care Iisus le rostește și pe care nu le-au înțeles. Oare ce a vrut să spună Hristos când a zis cine își iubește viața o va pierde? Și apoi cine își urăște viața în lumea aceasta o va păstra? Cum să-ți urăști viața? Ce să faci? Să-ți pui capăt zelor? Să nu-ți pleacă? Despre ce vorbește Hristos aici? Nu despre asta, ci să îl iubești pe Dumnezeu mai mult decât să-ți iubești propria viață. Cuvintele acestea
a rămas în mintea acestor oameni temători de Dumnezeu. Și luni n-au înțeles, și marți n-au înțeles, și miercuri n-au înțeles, și joia nu înțeleg, și vinerea Hristos este pus pe cruce. Și oamenii aceștia încep să-și pună întrebări. Bobul de grâu, dacă nu moare. Și apoi vine sâmbăta și încă nu pricep, dar vine duminica și Hristos învie dintre cei morți. Și grecii, oamenii temători de Dumnezeu, sunt siguri că au plecat acasă cu ceva în plus. Sunt sigur că transformarea lor a fost una mai reală, mai profundă decât a celorlalți. Și când Hristos învie, grecii aceștia înțeleg că Iisus Hristos a intrat în Ierusalim nu doar așa ca să fie un triumfalist, a intrat în Ierusalim nu doar ca să fie aplaudat, ci a intrat în Ierusalim pentru ca bobul de grâu să moară și apoi să aducă multă roadă. Multă roadă. Dragul meu, în dimineața aceasta, aș vrea să spun aceleași cuvinte pe care Hristos le-a spus acestor oameni. Cine își iubește viața, o va pierde. Și cine își urăște viața în lumea aceasta, o va păstra pentru viață veșnică. O credință reală este o credință care se duce cu Iisus Hristos dincolo de sărbătoarea intrării în Ierusalim. Dincolo de triumfalism, se duce spre o transformare reală, spre o transformare radicală. Se duce cu Iisus Hristos și în Vinerea Mare și Sâmbăta. Și apoi duminică, atunci când Hristos învie. Și astăzi, nu știu cum este viața ta, dar poate că și tu ar trebui să iei o hotărâre, să spui, vreau să-L urmez pe Hristos. Dar ți-e rușine, cine își iubește viața o va pierde. Și tu ar trebui să fii în apa botezului, dar încă n-ai curaj, cine își iubește viața o va pierde. Și tu ar trebui să iei o hotărâre pentru Hristos chiar acum, dar îți iubești viața, o va pierde. Și tu ar trebui să te întorci în dimineața aceasta de la păcatele acelea, poate nu sunt chiar atât de grave, sunt micuțe, aproape nici nu sunt de băgat în seamă, dar n-ai puterea aceasta pentru că tu crezi că ești bine așa cum ești. Cine își iubește viața, o va pierde. O va pierde și cine își urăște viața în lumea aceasta, o va păstra. Dacă astăzi te întorci înspre Hristos și faci din El Domnul vieții tale, dacă te întorci în dimineața aceasta înspre Hristos și spui, Doamne, vreau să merg cu Tine în lumea aceasta, cumva vei reuși să-ți păstrezi viața pentru veșnicie, spune Domnul Iisus. De aceea te chem la Hristos. Și mă rog ca rugăciunea noastră în dimineața aceasta să fie rugăciunea grecilor. Domnule, vrem să-L vedem pe Hristos. Vreau să-L văd pe Iisus. Chiar dacă nu-L simt, chiar dacă parcă nu răspunde rugăciunilor mele, chiar dacă nu sunt cele mai bune circumstanțe, chiar dacă mi-este greu, chiar dacă nu înțeleg, chiar dacă simt că mă doare, vreau să-L văd pe Iisus. Haideți așa cum stăm, să închidem ochii. Și haideți să venim înainte Domnului în rugăciune. Poate că astăzi simți că Domnul Iisus se apropie de tine în această sărbătoare. Poate că ești prezent aici și simți în inima ta, ai nevoie de mai mult și parcă ceva lipsește. Poate că unele dintre cele mai frumoase momente nu sunt cele din program, ci sunt cele de după program, când grecii s-au dus la Iisus după program. Poate că uneori cele mai frumoase și cele mai profunde momente sunt cele în care simți că ești doar tu cu Iisus. Nu știu cât de mult îți iubești viața. Toți ne-o iubim. Mai mult sau mai puțin. Toți ne-o iubim viața. Dar important este astăzi, să-ți deschizi ochii, să-L vezi pe Iisus
și să-L iubești pe El mai mult decât îți iubești viața. Aia e o credință reală. Când spui, Doamne, cu ocaziile și circumstanțele astea grele din viața mea, totuși Te iubesc pe Tine mai mult decât îmi iubesc propria-mi viață. Aici așa cum stăm să ne rugăm. Tată, Tu ne cunoști pe fiecare. Tu știi ce este în inima noastră fiecăruia. Doamne, Tu știi ce se află acolo. Tu știi, Doamne, întrebările care le avem. Știi credința noastră plăpândă și firavă, atât de ocazională, atât de conjuncturală, atât de circumstanțială. Doamne, Te rog, întărește credința aceasta și du-o înspre ceva puternic și real. Mă rog pentru candidații la botez și pentru credința lor plăpândă, Doamne, Te rog, întărește-o astăzi. Dar mă rog pentru alții care sunt prezenți aici și care ar trebui să ia această hotărâre să Te urmeze pe Tine. Doamne, dă-le putere să Te urmeze. Dă-le puterea să treacă dincolo de circumstanțe și de sărbători. Și când se încheie parada și când se încheie sărbătoarea, am vrea să-L vedem pe Iisus. Și când plecăm de la biserică, am vrea să-L vedem pe Iisus. Și când viața e grea, ajută-ne să-L vedem pe Iisus. Și când simțim că doare, ajută-ne să-L vedem pe Iisus. Și când simțim că suntem singuri, ajută-ne să-L vedem pe Iisus. Și când simțim că nu putem să mergem mai departe, ajută-ne să-L vedem pe Iisus. Ajută-ne să Te vedem pe Tine, Doamne. Deschide ochii noștri. În numele Lui Iisus m-am rugat. Amin. Haideți să ne ridicăm. Și haideți să ne închinăm. Tu ești slăvitor, atotputernic, Tu ești.
slăvitorul meu. Slăvitor, tu ești lumină în întuneric, Doamne, tu ești Dumnezeu. A lui toată slavă. Acolo unde ești, închină-te, închină-te cu adevărat. Spune, Doamne, vreau să te văd. Vreau să văd cu adevărat cine ești Tu. Vreau să văd, Doamne, frumusețea Ta. Vreau să nu plec de aici în dimineața aceasta până când nu înțeleg că Tu ești izbăvitorul, că Tu ești stânca cea tare, că Tu ești atotputernic, că Tu ești suveran. Chiar și atunci când nu înțeleg, Doamne, Tu ești Dumnezeu. Haideți să ne închinăm. Cântă acolo unde ești. Închină-te, Biserică Speranța. Știu că lucrez, știu că lucrez, Doamne. Știu că lucrez, știu că lucrez, Doamne. Chiar și atunci când nu văd, chiar și atunci când nu simt, ești aproape. Știu că lucrez, știu că lucrez, Doamne. Știu că lucrez, știu că lucrez. Adalia, am 13 ani și provin dintr-o familie creștină. Am venit la BBSO de când mă știu, am participat la grupele de copii, la Clubul Copiilor și la programele de biserică în fiecare săptămână. De când eram copil, am fost pasionată de Dumnezeu, de biserică, de muzică și de lucrare și aveam multe întrebări pe care le adreseam și primeam răspuns. Și eram luată de valul ăsta al bisericii și când vedeam oamenii că se închinau lui Dumnezeu cu mâinile pe sus și aveau o relație cu El, asta mă determina și pe mine să am o relație cu El. Pe când aveam 12 spre 13 ani, am început să mă depărtez de Dumnezeu. De fiecare dată seara îmi propuneam ca următoarea zi să fiu perfectă, să citesc din Biblie și să mă rog și să mă închin lui Dumnezeu. Dar asta îmi propuneam să fac pe cont propriu și de fiecare dată eșuam, era ca o rutină. În mijlocul pandemiei a început să-mi fie dor de biserica și de comunitatea asta și de oameni care se închinau lui Dumnezeu și am început să-mi fie dor de abilitatea de a veni în fața Lui fără să fiu legat de păcat. În 10 ianuarie 2021, fratele Nicu a venit să predice la BBSO și a spus un lucru care mi-a schimbat complet perspectiva asupra vieții. A spus că o inimă înțeleaptă niciodată nu lasă o decizie bună pe mâine. Atunci mi-a picat fisa. Efectiv, am început să tremur în timpul programului și am realizat că nu are rost să tot evit să fac botezul și să am o relație cu El, pentru că știam că Dumnezeu mă iubește și că mă vrea ca și copil al Lui. Și atunci am completat cardul M-am hotărât și am ajuns la cursul M-am hotărât, unde am învățat niște lucruri care totdeauna mă vor călăuzi în relația mea cu Dumnezeu. Tuturor oamenilor care au dubii în privința botezului, opriți-vă și analizați-vă viața. De ce să nu
faceți botezul? De ce să nu aveți o relație cu Dumnezeu? De ce să nu-L alegeți pe El ca și păstorul vostru? El vă iubește și vă vrea ca și copiii Lui. O avem împreună cu noi pe Adalia, prietenii spun Ada, așa că în dimineața asta să-i spunem și noi Ada. Ada este o tânără adolescentă care, așa cum a spus, de când se știe, este în BBSO. Dar mai mult decât atât, cel mai frumos lucru este că Ada aparține lui Iisus Hristos și familiei Bisericii lui Iisus Hristos. Am reținut ceea ce a spus cu o inimă înțeleaptă. Niciodată nu va lăsa o decizie bună pe ziua de mâine. Și Ada este aici în fața noastră să-și declare public credința în Domnul Iisus Hristos, tocmai pentru că are o inimă înțeleaptă din partea lui Dumnezeu. Ada, Dumnezeu să te binecuvinteze și să te ajute Domnul să-L urmezi pe Iisus Hristos toată viața ta, cu toată inima ta. Ada, înaintea lui Dumnezeu, înaintea Bisericii lui Iisus Hristos, înaintea părinților tăi, a familiei tale și a prietenilor tăi, aș vrea să te întreb dacă crezi din toată inima ta că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul și Domnul tău personal. Da, cred. Pe baza mărturiei tale și la porunca lui Dumnezeu, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Mă numesc Bărtășteana și am 18 ani. Am născut într-o familie de oameni creștini. Când eram mică, mergeam des la biserică, dar crescând am început să merg tot mai rar până nu am mers deloc. Crescând prin școală, cu colegii, am început să intru în tot felul de anturaje care m-au influențat negativ și m-au îndepărtat mult de tot ce înseamnă credință, biserică și Dumnezeu. Mă gândeam că Dumnezeu m-a părăsit și chiar am început să pun la îndoială existența Lui. Până la urmă, după multe întrebări legate de viață pe care le-am avut, mi-am dat seama că Dumnezeu există, mă acceptă, mă iubește și mă așteaptă să vin. Dumnezeu mi-a arătat cum este viața fără credință și rugăciune și cum este viața cu credință și rugăciune. Am început să vin la biserică, am auzit de cursul, m-am hotărât și sunt gata să urmez și eu pe Iisus. După tot ce a făcut Dumnezeu pentru noi, faptul că și-a dat singurul Fiu să moară pentru iertarea noastră, pentru păcatele noastre din iubire, consider că din dragoste vreau să urmez și eu pe Iisus, în apa botezului. Sunt foarte fericită pentru decizia pe care am luat-o. Care de-a lungul vieții nu foarte îndelungate a avut multe întrebări și cu siguranță mai ai întrebări, așa e Diana. Dar ceea ce este frumos este că Diana a găsit răspunsuri la cele mai importante întrebări ale vieții. A găsit direcție, a găsit un scop în viață, cu alte cuvinte l-a găsit pe Iisus Hristos. Slavă! Și în această dimineață este aici, în fața noastră, să depună mărturie că ea a fost cucerită de dragostea lui Dumnezeu. Diana, în fața lui Dumnezeu, în fața Bisericii lui Iisus Hristos, în fața martorilor văzuți și nevăzuți, te întreb, crezi din toată inima ta că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul și Domnul tău personal? Cred că Iisus este Domnul nostru și Izbăvitorul. Amin. Pe baza mărturiei tale și la porunca lui Dumnezeu, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Mă numesc Alexandra Mudura, am 31 de ani, provin dintr-o familie de penticostali creștini.
M-am căsătorit în anul 2014 cu Mudura Mircea, iar în anul 2019 Dumnezeu ne-a binecuvântat cu cel mai frumos cadou, cu Luca, băiețelul nostru, care în momentul de față are 1 an și 7 luni. Din păcate, anul acesta am trecut printr-o tragedie în care Dumnezeu mi l-a luat pe Mircea. Pe data de 10 aprilie a decedat în urma unei boli crunte, cum ar veni o pneumonie cu COVID, o pneumonie severă. Totul a durat 5 săptămâni, a început de la o simplă răceală și nu s-a mai putut face absolut nimic. Dar mă bucură faptul că știu că în acele momente, și nu doar în acele momente, el l-a căutat de mult pe Dumnezeu, doar că nu a avut curajul de a lua decizii, la fel și eu. Am început să mergem la biserică, la BBSO, cam de 3 ani. Dar ceva ne-a ținut și nu am putut să luăm nicio decizie. Probabil curajul, n-am avut curaj de a face pasul acesta. Dar mă bucur că atunci, în momentul în care Dumnezeu l-a încercat printr-o grea încercare în spital, și-a dat seama că cel mai important lucru e, chiar dacă vine acasă sau pleacă, el dorește să meargă cu Domnul, iar dacă Dumnezeu îl ajută să vină acasă fără niciun regret, ne va face botezul. Mi-am dorit să-l facem împreună, dar din păcate nu s-a mai putut. Decizia mea rămâne de a merge mai departe și de a-l căuta pe Domnul. Și fără niciun regret, îmi doresc din suflet să fac acest botez. Și îmi doresc din suflet să călătoresc în decursul vieții mele cu Dumnezeu, pentru că știu că acolo sus, cândva, peste câțiva ani, nu știu, ne vom revedea cu toții. Pe această cale aș dori să mulțumesc tuturor persoanelor, oamenilor cu suflet care au fost alături de mine și de familia mea. Au fost foarte mulți frați din Biserica BBSO pe care personal nu îi cunosc și m-au susținut din toate punctele de vedere. Vreau să le mulțumesc din suflet, Dumnezeu să le răsplătească și Dumnezeu să îi binecuvânteze pe toți cei care m-au susținut, mă susțin în continuare și sunt alături de noi. Vă mulțumesc din suflet! Avem împreună cu noi pe Alexandra și, așa după cum ați auzit, Alexandra l-a pierdut pe Mircea în urmă cu 2 săptămâni. Dar ceea ce pot să spun personal este că în toată această perioadă Alexandra a fost și a rămas o persoană puternică, pentru că Dumnezeu i-a dat putere. Și ceea ce pot să spun este că noi, ca și biserică, vom continua să ne rugăm pentru tine, Alexandra, ca Dumnezeul oricărei mângâieri să continue să-ți mângâie viața, sufletul și familia și să rămâi aproape lângă Domnul. Îi mulțumim pentru tine, pentru curajul pe care îl ai, și prezența ta aici, în această zi, este un act al curajului și al dragostei tale pentru Dumnezeu. Dumnezeu să te binecuvinteze. Haideți să o încurajăm încă o dată pe Alexandra. Alexandra, ăsta este un moment unic și aș vrea să te întreb în fața lui Dumnezeu, în fața Bisericii lui Iisus Hristos, a familiei, a prietenilor tăi, a martorilor văzuți și nevăzuți. Crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul și Domnul tău personal? Da, cred. Pe baza mărturiei tale de credință și la porunca lui Dumnezeu, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh.
Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare și să cântăm. Într-o zi îl vom întâlni pe Iisus, copleșiți de Său mare har. Și într-o clipă vom fi schimbați, într-o clipă vom fi schimbați, într-o clipă vom fi schimbați. O, ce zi! Haideți! Când în ce vom ajunge, o, ce zi glorioasă atunci va fi, când vom fi acesta este un moment frumos, dar în același timp este un moment în care mă rog ca Dumnezeu să-ți cerceteze viața. Și dacă ești aici și poate de ani de zile amâni să iei o hotărâre pentru Domnul, să dea Domnul, să fie momentul acesta un moment în care să spui: Doamne, de ani de zile vin la BBSO. Cine îți garantează ziua de mâine? Și nu vreau să spun amenințător și nu vreau să fie momentul ăsta un moment în care să îți manipulez eu sentimentele, ci pur și simplu viața asta e așa de fragilă și așa de scurtă încât mă rog să te ajute Domnul astăzi să iei o hotărâre și o decizie pentru El. Pentru că într-o zi cu toții vom pleca din lumea aceasta. Cu toții vom pleca de aici. Haideți să mai spunem încă o dată refrenul acestei cântări cu toată biserica. Când în cer vom ajunge, o, ce zi glorioasă atunci va fi. Când în cer vom ajunge, o, ce zi glorioasă atunci va fi, când vom fi cu Iisus, fața Lui o vom privi. Când în cer, când în cer vom ajunge, o, ce zi glorioasă atunci va fi. Aș vrea să încheiem rugăciune dimineața aceasta și aș vrea să-l invit pe prietenul meu Vlad să vină aici în față. Aș vrea să îl rog pe Vlad să ceară binecuvântarea lui Dumnezeu peste biserică, peste cei care,
peste cele care l-au mărturisit pe Domnul în apa botezului, peste fiica lui Adalia. Doamne, ce glorioasă va fi ziua aceea. Acea zi în care vom fi împreună cu Tine, împreună cu cei dragi ai noștri care s-au dus înaintea noastră și în care ne rugăm pentru cei dragi ai noștri care încă sunt ca aici și care nu Te cunosc pe Tine ca Domn și Mântuitor. De aceea și pe ei Te rugăm să-i mântuiești. Și pe toți cei care au fost în dimineața asta aici, pe toți cei care astăzi sau într-o zi ulterioară vor vedea aceste momente, te rog să le vorbești Tu. Și dincolo de sărbătoare, dincolo de bucurie, dincolo de ceea ce se vede, am vrea ca fiecare să putem spune că vrem să Te vedem pe Tine, Doamne Iisuse. Amin. Ne rugăm în aceste momente pentru Alexandra, pentru Diana, pentru Carissa. Te rog pe fiecare dintre ele să le binecuvintezi. Binecuvintează, Doamne, mărturia lor, binecuvintează viața lor. Amin. Și așa cum am auzit în tot restul călătoriei lor pe acest pământ, mă rog ca ele să meargă împreună cu Tine. Și te rog, Doamne, pentru toate deciziile care s-au luat în această dimineață. Ajută-i pe oameni să nu amâne o hotărâre bună. Și mă rog pentru mai mulți care să vină să mărturisească că Iisus Hristos este Domnul lor. Amin. 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 Domnul Iisus să vă binecuvinteze și să vă ajute să Îl urmați pe El pentru tot restul vieții voastre. Ne-am bucurat să fim împreună în dimineața aceasta și ne-am bucurat de această sărbătoare frumoasă. Și aici, la campus și împreună cu cei care sunteți online alături de noi, ne revedem cu ajutorul Domnului vineri de la ora 6 și vom sărbători și cina Domnului vineri de la ora 6. Vă așteptăm cu drag!